Niciodată nu e prea târziu. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Psalmii 15 cu 1 și 2. Cu siguranță, la un moment dat, toți am simțit emoții și sentimente de tot felul, de la tristețe și ură, la fericire și recunoștință. Fie chiar și trecătoare, toate își pun amprenta asupra caracterului nostru. Experiențele acumulate pe parcursul vieții ne modelează comportamentele. Depresia în rândul vârstnicilor este des întâlnită. Am putea să ne întrebăm ce determină o persoană cu o vastă experiență de viață să aibă gânduri triste. Deseori, oamenii refuză să vorbească despre acest subiect de teama de a fi judecați. Însă, uneori, pacienții îmi povestesc despre încercările din viața lor, despre traiul îndurat cu un partener abuziv sau consumator de alcool, despre neajunsurile suportate sau despre nefericirea copiilor lor. Studiile ne arată că un mediu de viață necorespunzător, decesul soțului sau al soției, prezența bolilor cronice, probleme de natură financiară sau legate de îngrijire, sunt factori care afectează sănătatea mentală a persoanelor vârstnice. Însă, cel mai important factor determinant al depresiei la vârstnic este perspectiva asupra morții. Pentru cei care nu au făcut pace cu trecutul lor sau prezentul lor, această perspectivă este terifiantă. În schimb, cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu au credința că povara lor poate fi ușurată prin căință, iertare și rugăciune și totodată menținându-și vie speranța mântuirii. Dumnezeu ne învață să găzduim în mintea noastră gânduri pozitive, să avem o inimă curată și să dobândim un caracter plăcut Lui, desăvârșit, pentru a căpăta binecuvântările cerești. Biblia arată că niciodată nu este prea târziu pentru a fi schimbați. Ce schimbare aș putea să fac astăzi pentru a fi mai aproape de un caracter manifestat printr-o purtare nobilă? Să încercăm în fiecare zi, cu pași mărunți, să schimbăm în comportamentul nostru manifestări nedemne de Cel ce va locui pe muntele Său cel sfânt.